place să călătorești, dar nu știi unde? Aeroportul Iași te aduce mai aproape de Paris, să vezi cele mai frumoase muzee. Sau de Bruxelles, pentru o plimbare pe străzile vechi. În mai puțin de 2 ore, descoperi un oraș între două lumi, Istanbul. Și recunoaște, abia aștept să ajungi la Barcelona, un loc perfect pentru o vacanță plină de culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici celelalte destinații externe directe pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Știri de ultimă oră. Cercetătorii au descoperit ceva mai flexibil decât pânza de păianjen pe care se legănau elefanții. Vorbim acum cu unul dintre cercetători, doctorul Flexitus Creditus. Așadar? Da, se pare că împrumutul CRFlex Credit sunt cel mai flexibil lucru din univers. Dobânzi reduse, fără taxe de înscriere, fără giranți. Asta a mai descoperit doctorul Flexitus Creditus. Promoția este valabilă până pe 30 iunie. Să te înscrii la FEI. Viitorul ți-l faci cum vrei tu. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria pe Vegeton Plast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722661485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tom Plast, pentru un cămin fericit. Bună seara, bine v-am găsit la ediția din această după amiază de revista presei, presa Loco. O nouă taxă pentru români. Iată, asta pregătește guvernul, această taxă pregătește guvernanții. Plătește în funcție de cât gunoi produci. Ne informează cei de la newspashcamp.com, un articol preluat de pe ziarul de Iași. V-am spus, colegii mei au o predilecție și în mod să justific faptul că suntem în județul Iași. Cei de acolo uneori sunt nu neapărat mai bine informați, dar au mai multe surse de informare și vorba aceea sunt la județ. Dar hai să vedem despre ce este vorba, despre ce taxă vorbim. Ministerul Mediului lucrează la un proiect de lege prin care valoarea taxei de salubritate plătite de cetățeni să fie stabilită în funcție de cât gunoi aruncă, iar în cazul în care colectează selectiv, aceasta va fi mai mică, a anunțat luni ministrul de resort Cristiana Pașca Palmer la Palatul Parlamentului. Eu vă spun sincer, am citit și articolul, m-am uitat așa și la televizor, eu sincer nu prea am înțeles
ce vor să spună cu această taxă. Și haideți să citim puțin din ce declară doamna Palmer. Lucrăm acum la legea 211 pentru a introduce acest principiu, pentru că în baza acestuia noi vrem de fapt să stimulăm cetățenii să colecteze selectiv acasă și să se depună mai puțin deșeu în final la groapa de gunoi. Colectând selectiv, noi practic vrem să valorificăm ceea ce este bun din deșeu. Până acum, stați să vă citesc tot și vă spun imediat. Sunt tot felul de variante de lucru. Este și varianta în care sunt niște saci cu un anumit volum și atunci știm exact. 10 litri, 20 de litri, 60 de litri. Este standard dacă se merge pe varianta saci, a spus Palmer. Din ceea ce spune doamna Palmer, da, care este ministru de resort în funcție, spune că stimulăm cetățenii să colecteze selectiv acasă. Doar că e o problemă aici, din totdeauna, probabil majoritatea oamenilor, așa și noi în sistemul comunist la părinți, aveam sub cuvet o găleată, un recipient în care puneam un sac de plastic, pe vremuri nu puneam nimic când era, puneam eventual o pungă de aceea de 2 lei, 3 lei cum era înainte, și puneam acolo tot gunoi, într-adevăr, la comun. Acum, închipuiți-vă dumneavoastră că nu cred că va face nimeni să-și pună sub cuvetă sau în balcon sau cei care nu au balcon, nu știu, pe hol, unde să-și pună cât un recipient în care se adune hârtia separat, plasticul separat, sticle separat, gunoi menajer separat. Adică, mie se pare imposibil lucrul ăsta. Dacă trăiești la casă, da, îți pui acolo un cul în fața porții sau lângă, undeva în zona aceea unde ai gunoiul, acolo ai putea să faci, ai ceva spațiu, la curte ai spațiu mai mult decât ai la bloc. De aceea nu înțeleg modul acesta de gândire. Da, poate nu sunt eu european și nu reușesc să văd acest aspect. Spune, colectând selectiv, noi practic vrem să valorificăm ce este bun din deșeu, corect, că spune că varianta va fi cu saci și se depune mai puțin deșeu în final la groapă de gunoi. Bineînțeles că în momentul în care duci către acele pubele care vor fi, am văzut și în alt oraș, în Cluj, am văzut că ieșeau din pământ cu un sistem de scripeț, o platformă, ceva interesant. Am văzut și în stațiuni la mare acele pubele imense, prin diferite locuri din oraș, între blocuri sau, eu știu, strategic puse, în care albastrui cu plasticul sau galbenul cu urtia, verde cu menajerul, da, până la urmă, dacă vom selecta, vom pune gunoiul selectiv, vom selecta acest gunoi, da, va ajunge la groapa de gunoi, efectiv, gunoiul menajer, mai puțin, pentru că celelalte deșeuri, sticla, hârtia, aluminiu, plasticul, vor merge pe anumite căi pentru a fi valorificate. Iată ce spune doamna Palmer, care a trăit, se pare, în Belgia o perioadă destul de lungă. Zice, în Belgia are varianta cu saci de diferite culori. Pe galben se colectează hârtia, pe albastru plasticul și de diferite volume, zicea la saci. Atunci știe și cetățeanul și salubrisul ce a luat. V-a spus, acest lucru se întâmplă, se poate face la case. Că nu cred că cineva va sta în casă să-și pună 3-4 saci de diferite culori și să adune. Hârtia o adune într-un ritm, gunoiul menajer în alt ritm, sticlă în alt ritm fiecare. Și atunci te trezești la un moment dat că ai în casă o sumedenie de saci cu gunoaie. Pentru această colectare, spune doamna ministru, se stabilește o zi anume a săptămânii, ceea ce nu este valabil încă o dată la blocuri. Dacă ai scos deșeul de hârtie în ziua în care trebuia să scoți deșeul menajer, nu numai că nu-ți lea, dar plătești și o amendă. Acest lucru nu este valabil și nu poate fi, părerea mea, contorizat, urmărit, monitorizat la blocuri, pentru că sunt pubelele astea, acum la noi ați văzut acele, nu știu cum, dar pubelele acele cu roți de aluminiu pe care le-a mașina și le răstoarnă. Dacă vor fi acele pubele mari, mai înalte, mai solide, mai voluminoase, nu te monitorizează nimeni dacă asta ai venit acolo și ai aruncat sticla, iar mâine vei arunca gunoiul menajer sau ai inversat zilele. Asta, din ce spune doamna ministru, cred că doar la case se poate aplica, acolo unde în fața porții, joia lași sticlele de sticlă, nu de plastic, în altă zi lași pe cel de plastic, iar a treia zi lași gunoiul menajer. Și atunci dacă te prinde, ridică la capacul la pubelă când o răstoarnă și vede că în loc de sticlă ai resturi de castraveți și de pepene, atunci îți poate da amendă. Pe când la blocuri acest lucru nu se poate. Ea a precizat că în acest moment cetățenii aruncă amestecat gunoiul menajer. Iată, în clipa de față cetățenii aruncă amestecat. Se amestecă plastic cu hârtie cu gunoiul menajer. Noi vrem să-i ajutăm pe cetățeni prin aceste instrumente
să colecteze selectiv. Noi ca minister facem cadrul legal. Depinde de autoritățile locale să constituie infrastructura și de salubriști, respectiv saci, dacă se merge pe saci. În alte țări se merge pe etichete ziua în care se colectează. V-am spus acest lucru, nu cred că este posibil la condomenii, la blocuri. Pe cetățeanul va costa mai puțin să colecteze selectiv. Dacă le amestești, te costă mai mult. Bun, asta nu mai insistăm pe acest lucru. Cu alte cuvinte, ministerul, cam asta e treaba unui ministru, a unui minister, să facă legi, iar autoritățile locale trebuie să implementeze acele legi, iar pentru asta există nevoie de fonduri, de buget pentru a putea face toate aceste investiții, pentru a aduce acele pubele diferențiate, pentru a construi platforma, iar prin aderarea la Aldis, pe care am înțeles că a făcut-o Pașcane, suntem asociați acolo, se va implementa acest proiect și la Pașcan, dar să vedem în cât timp vom reuși să selectăm gunoi. Eu, pe de altă parte, nu înțeleg un lucru. Dacă tot să fac aceste stații de sortare, mie mi se pare normal că omul să-și arunce ca și până acum. De fapt, nu-i normal. Nu mai văd sensul sau doar acolo să se perie doar puțin. Dom'le, dacă atâta timp am aruncat acolo un sac menajer de 35 de litri, de obicei saci obișnuiți la un apartament, folosește cetățenii. Acolo ai pus și o sticlă, ai pus și un morcov sau restul de la morcov, ai pus și... Acolo când te duci la stația de sortare, eu așa cred că se desfășoară activitatea, poate mă înșel, poate știți dumneavoastră mai bine. Arunci gunoiul pe o rampă, după care vin oamenii de acolo și selectează. Cutia de bere, da, care din aluminiu pui pe o parte, pungile de plastic în altă parte, cele, nu știu, dacă sunt hârtii, cartoane, care nu sunt, eu știu, foarte îmbibate, că mai arunci câteodată o cutie întreagă, mă totulești și o arunci la ghenă sau la pubelă. Atunci o ia de acolo și o pune la hârtie și atunci fiecare merge partea lui. Nu zic că e rău să se încerce a se face lucrul acesta și la nivelul cetățeanului, dar nu individual pe apartament, pe persoană fizică, pe apartament, pentru că nu e posibil. Eu nu pot să strâng separat, nu că n-aș putea, dar mi-a foarte mult spațiu și, în general, apartamentele din România, apartamentele sunt foarte mici. Mă gândesc acum la garsonierele din Pașcam, mă gândesc la apartamentele de pe Micro, care sunt niște chichinețe. Unii, Dumnezeu, strângi tu într-un apartament care nu are balcon, unii poți să strângi 3-4 tipuri de saci. V-am spus, îi pun pe baie, îi pun pe bucătărie sub chiuvetă, dacă am spațiu sau nu am spațiu. De aceea, e bine să fie pubelele acelea mari la colțul blocului sau unde sunt ele amplasate, pentru că, într-adevăr, în momentul în care mă duc acolo și iau 2-3 sticle sub braț și coșul cu resturi menajere sau iau și 2-3 peturi de bere, nu o să le arunc cu doze de alea de bere de alumină, nu o să le arunc ca mârlanul, ca omul prost crescut, toate în același loc. Dacă voi avea, administrația îmi va pune la dispoziție pubele de diferite destinații, atunci le voi arunca exact pe categorii. Bun, cu alte cuvinte, ne spune doamna că ne mai și la nimiță că o să ne să plătim mai mult. Da, să vedem dacă o să poată doamna ministru să implementeze o astfel de taxă în situația în care noi suntem la bloc. Eu mă îndoiesc de acest lucru. O altă problemă destul de spinoasă care se ridică, iată, la nivelul societății românești, este vorba despre situația pușcărilor. De fapt, despre faptul, cum o să evite această situație? CEDO a tot condamnat România în diferite hotărâri, am înțeles că este și o hotărâre pilot, datorită supraaglomerărilor pușcării. Și atunci vine doamna ministru Prună și spune că ar trebui în România organizat un referendum cu întrebare de genul: sunteți de acord ca mii de infractori să fie eliberați anticipat? Eu am luat știrea de pe newspașcan.com, care a preluat-o de pe ziarul de Iași, firesc. Hai să vă citesc puțin de aici și pe aia să mă duc în altă sursă să vă spun mai multe. Din cauza condițiilor precare din penitenciare, statul român riscă sancțiuni severe din partea autorităților europene. Ministrul Justiției propune o dezbatere publică la nivel național privind oportunitatea unor grațieri în masă. Bun, acum haideți să... Eu am găsit pe hotnews.ro un articol, să vedem exact cum se numește, ca să vă spun titlul exact,
Cum golim închisorile și ce putem face asta fără grațiere? E domnul Dan Tapalagă, un jurnalist foarte bun și, cum să zic eu, un fiind cunoscător sau un bun cititor al realităților românești. Domnul Tapalagă face aici o analiză a situației, de fapt a istoricului acestor condamnări la CEDO, ceea ce privește România vis-a-vis de supraaglomerarea din Pușcării. Și bineînțeles, vedeți cum pune și el problema, că putem face, putem rezolva problema supraaglomerării nu neapărat prin grațiere, ci prin alte metode. Să vă citesc câteva aspecte. În primul rând, domnul spune că de fapt nu a fost CEDO, s-a luat după o problemă pe care a avut-o cu Italia și Italia a fost condamnată să plătească o sumă foarte mare pentru această supraaglomerare din închisori. A fost un caz celebru, Torregiani și alții versus Italia. Deci, hai să vă spun exact. Decizia pilot în cazul Italiei, la care se referă doamna Prun, a fost aplicată în cauza Torregiani și alții versus Italia, pronunțată în ianuarie 2013. CEDO a stabilit că supraaglomerarea din închisorile italiene reprezintă o problemă endemică și structurală incompatibilă cu Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. În esență, Torregiani și alți 6 deținuți din închisorile Bustoarizio și Piacenza au dat în judecată statul italian reclamând supraaglomerarea, 3 metri de persoană, lipsa apei calde și, în unele cazuri, iluminarea inadecvată în celulă. Probabil că dumneavoastră zâmbiți sau rămâneți dumneavoastră consternați de ce preocupări, iată, are curtea asta internațională CEDO, da? Acolo unde se vorba despre drepturile omului. În România avem foarte multe probleme, nu mai spun cu lipsa apei calde, datorată în primul rând faptului că, iată, populația este sărăcită într-o mare măsură și nu toți își permit să aibă apă caldă. Lucrul acesta o să devină pe zi ce trece mai evident. Știți scandalul cu apa vitală, mă refer la orașul nostru, că până la urmă aici trăim. Ce să mai spun de iluminare inadecvată din celule? Păi, uitați-vă la noi, ce ar trebui noi pășcăneni să facem, să reclamăm statul român la CEDO că nu avem iluminat adecvat în anul 2016, în secolul 21, pe unele străzi din localitatea noastră? Da, puteți să încercați să scriți la CEDO, chiar sunt curios dacă ne vor da un răspuns sau vor condamna România printr-o astfel de procedură, ca să denumește hotărâre pilot. Bun, haideți să... Domnul Tapalagă face aici o analiză a cazului Torregiani și modul în care Italia a încercat să rezolve această problemă. Și vreau să cobor mai jos, undeva în partea a doua articolului, unde domnul face o constatare foarte interesantă. Din cifrele mai sus, rezultă că România a avut în 2015 mai puțin de 30.000 de deținuți, printre cele mai mici cifre din ultimii 26 de ani. Deci nu e problema aceasta, în ultimii 26 de ani au fost și 50.000 de deținuți în unii dintre ani. Au existat ani după 1998, când în cele 36 de penitenciare s-a aflat un număr aproape dublu față de ce avem acum, adică peste 50.000 de oameni, iar între 2000 și 2004, adică în perioada guvernării Năstase, s-au aflat constant în jur de 48-49.000 de deținuți. Dar atunci tema supraaglomerării nu exista pur și simplu. De ce să discutați această tema supraaglomerării închisorilor românești? De ce ministrul Prună, Raluca Prună, iată, ne amenință sau ne spune că CEDO va amenda, va obliga statul român să plătească undeva la 80 milioane de euro, o sumă pe care, care sperie pe orice guvernant, pe orice om din administrație. Hai să vedem cum privește domnul Tapalagă și sunt total de acord cu el, de aceea vă și citesc. În momentul în care vă citesc și accentuez un anumit articol, înseamnă că sunt de acord cu el și vi-l dau ca de la sursă. Ia să ne întreabă jurnalistul. Dar ce s-a schimbat în mod dramatic între timp este calitatea deținuților. Motivul pentru care tema se dezbate azi în spațiu public este că oameni influenți în societatea românească, oameni de afaceri, moguli de presă, lideri de partid, foști premieri, miniștri, primari, parlamentari, patroni de presă, au descoperit între timp condițiile din închisori. Această temă a devenit un bun pretext pentru avocații condamnaților să ceară grațierea și amnistia pe motiv că astfel s-a rezolvat problema supraaglomerării penitenciară. Vedeți, stimați telespectatori, dumneavoastră mergeți zi de zi la muncă, câștigați din greu o pâine, câștigați din greu bani cu care
încercați să vă întrețineți familia, să-i trimiteți pe cei mici la școală, dacă aveți copii mari la casa lor, să încercați să-i ajutați în continuare, că așa e structurată societatea românească, așa e structurată având ca celor de bază familia și întrajutorarea între membrii săi. Iar alții, în același timp, când noi, cei care muncim din greu, ne chinuim să ne ținem copiii la școală, să le cumpărăm ghiozdane și cărți, manuale, pe care statul ar trebui să le asigure în mod gratuit. Când ne chinuim să-i punem celui mic pachetelul cu sandwich-ul de acasă, când ne chinuim să cumpărăm medicamente, rupem de la încălzire, rupem de nu știm cum, ca să întreținem familia, să ajutăm pe cei mici, în același timp, unii care au furat cu toptan, au furat cu sacul, au furat cu camionul, cu ce vreți dumneavoastră, s-au trezit, pentru că așa este normal să ajungă la închisoare, s-au trezit deodată că, hop, nu, condițiile nu sunt bune. Citisem cândva o știre, nu era mai ce la emisiunea asta, dar citeam ziarele, și spunea că domnul Fenechiu la Iași, fiind un foarte influent om, chiar și din spațiul gratilor, a reușit să-i convingă pe cei de la penitenciar să renoveze toată clădirea în care s-a aflat dumnealui, inclusiv vărit, toalete curate și nu știu ce. Câți dintre dumneavoastră, Doamne ferește, să ajungeți după gratii, aveți posibilitatea să vă oferiți să aveți parte de astfel de condiții. Vă spun eu că niciunul. Până la urmă, asta este paradoxul și urățenia vieții, că nu toți suntem egali. Și asta e din ce în ce mai evident pe măsură ce înaintăm în vârstă și vedem toate aceste lucruri strigătoare la cer, aceste lucruri care produc indignare în societatea românească. Declarațiile Ralucăi Prună referitoare la iminentă decizie Piroș și exagerarea riscului ca România să fie nevoită să plătească 80 de milioane anual despre gubiri le-a dat apă la moară avocaților și oamenilor care sunt în închisori. Oameni cu stare, oameni puternici, oameni politici, ați văzut primar, parlamentar, fel de fel. Imediat termin. Iată, apoi că ministrul Prună anunță o posibilă grațiere colectivă prin proiect de lege, ar trebui să precizeze din capul locului dacă faptele de corupție vor fi excluse sau nu de pe listă. A lăsa publicul să înțeleagă că guvernul Cioloș este dispus să pună în libertate politicieni corupți este o eroare. Într-adevăr, doamna Prună, prin declarațiile acestea, așa a lăsat să înțeleagă că guvernul Cioloș, guvernul în care dumneavoastră face parte, ar achiesa la o astfel de idee, cu ideea unui referendum prin care poporul se exprime dacă vor sau nu vor acești oameni să fie eliberați printr-o grațiere colectivă. În niciun caz, nu? Probabil că niciunul dintre cei care vă uitați la această emisiune sau oricare dintre cetățenii acestei țări nu va dori așa ceva. Iar ca să scurtez, pentru că colegul vrea să ia o pauză de publicitate, soluția este construirea de alte închisori, nu grațierea colectivă. Dar atunci și construcția aceasta lansează o idee periculoasă sau, cum să spun eu, regretabil în spațiul românesc. Există bani pentru închisori și nu există bani pentru școli, nu există bani pentru spitale, nu există bani pentru investiții în infrastructură, pentru crearea locurilor de muncă și alte și mai câte. Da, asta, din păcate, este societatea românească. Aceasta este nivelul la care am ajuns după 26 de ani. Un individ în închisoare este mult mai important decât un copil care se chinuie undeva într-un colț de țară, în mediul rural, să meargă la școală de pe zi pe alta. Da, din păcate, asta e situația. Noi suntem forțați de legea cereri și a oferte să oferim puțină publicitate, după care vă revenim și vă mai povestim despre ce s-a mai întâmplat zilele acestea în țara noastră. Publicitate.
de ultimă oră, cercetătorii au descoperit ceva mai flexibil decât pânza de păianjen pe care se legănau elefanții. Vorbim acum cu unul dintre cercetători, doctorul Flexitus Creditus. Așadar? Da, se pare că împrumuturile CR Flex Credit sunt cel mai flexibil lucru din univers. Dobânzi reduse, fără taxe de înscriere, fără giranți. Asta a mai descoperit doctorul Flexitus Creditus. Promoția este valabilă până pe 30 iunie. Walk through my heart. Show me your eyes. Cause all along I knew I was doing the wrong thing by giving you my time. Am revenit în direct, vă spuneam, v-am spus mai înainte despre problema referendumului pentru eventuala grațiere colectivă, o mare prostie, dar iată că totuși Raluca Prună a făcut și această greșeală de a aduce discuția în spațiu public. Bineînțeles, se pare că toate indiciile duc către o evitare de către guvernul Cioloș de a așa asuma o asemenea aberație de referendum. Haideți să trecem pe plaiurile noastre, pe plaiurile pășcănene, acolo unde ne ducem existența de zi de zi, și vă citesc o știre, zic eu, interesantă, pe care ar fi bine să aveți habar. Newspașcan.com. RAGCLO continuă investițiile. Închidere inel termic în cartierul Micro. Interesant titlul, Răzvan Grecu a scris acest articol. Eu știam că exista o disensiune sau o viziune diferită între primarul Dumitru Pantazi, între echipa PSD și conducerea RAGCL, în prisma faptului că domnul Pantazi ar fi, de fapt, ar fi inclus în programul său de candidat pentru alegerile pentru funcția de primar, varianta unui faliment controlat a acestei regii, datorită de vreo 30 de miliarde de lei către diferiți furnizori. Iar domnul Nedelcu, cum poate vă amintesc că v-am povestit, spunea într-o declarație că din datele pe care dumnealui le deține sau datorită bazei de clienți pe care o are RAGCL această dată, vreo 3300 de apartamente, el prevede încă o funcționare undeva la 10 ani de aici încolo, datorită faptului că vă să repet încă o dată, o să repet de fiecare dată pentru cei, nu toată dauna reușit să vă uitați la emisiunile mele, încălzirea în sistem centralizat este cea mai convenabilă din punct de vedere economic și ca eficacitate, probabil, din toate sistemele de încălzire. V-am spus că există un studiu, un profesor Ionel Teodorovici, parcă sau Teodoroiu, în care spunea omul că există câteva inconveniente la centrale termice, prin care vi le mai amintesc încă o dată. Cu cât mai multe centrale termice de apartament, cu atât poluarea este mai mare. Iar al doilea factor e acela probabilistic, vorbim statistic, cu cât sunt mai multe centrale termice, cu atât ai posibilitatea, probabilitatea de a se produce un eveniment neplăcut, cum ar fi o explozie, este cu atât mai mare cu cât numărul centralelor crește. Aceste două aspecte cred eu că sunt suficiente pentru a te gândi de două ori dacă îți pui centrală termică. Și mai erau câteva, dar nu uite, acum nu-mi stau în cap ca să vi le spun exact. Mai era faptul că, iată, la Pașcan mă gândeam acum, la Pașcan e în perioada mandatului Nicolae Rățoi, s-au făcut investiții pentru reabilitarea sistemului energetic și transport, încălzire, tot ce înseamnă producerea încălzirii la RAGCL, și atunci nu văd de ce am încercat acum să-l distrugem sau să-l punem în conservare doar pentru ca unii dintre politicienii noștri să-și rotunjească veniturile, să-și umple buzunarele prin cedarea sau prin împingerea acestui operator local de termoficare în brațe unora ca Veolia Iași. E o discuție care se mai vehiculează pe la colțul, prin diferite medii din oraș, că e presă, că e politică, că există oameni întreprinzători la Iași, sunt oameni de afaceri, sunt oameni puternici din sfera afacerilor, dar și a politicii, care controlează acea firmă Veolia Iași, care ar vrea să pună mâna, iată, și pentru RAGCL Pașcan,
Iar cazul fostului operator de apă, Preser, care a fost falimentat și după care rețeaua de alimentare cu apă și distribuție și canalizare a fost, ați văzut, concesionată, de fapt, dată prin, cum se cheamă, încredințare directă acestui operator de la Iași, Apa Vital. Haideți să citim din articol. Conducerea RAGCL a anunțat astăzi intenția de implementare a proiectului eficientizarea producției și distribuției energiei termice în centrale. În cadrul acestei investiții, în două cartiere din zona deal, clienții regii vor avea servicii îmbunătățite. Mai exact, pe strada Grădiniții se are în plan interconectarea grupului de blocuri G1-G6 a Grădiniții numărul 2 și a Creșei numărul 1 la CT6. Lucrarea ce presupune intervenția pe 190 de metri liniar al canalului termic al ramului a doua CT6 și executarea canalului termic pe porțiune de 52 de metri liniar între blocul E9 și blocul G1. Vreau să văd dacă ne spune ceva despre costuri, că asta mă interesează pe mine. În momentul în care, dumneata, iată, sunt diferite date tehnice între blocul 95 metri liniar, centrala termică numărul 6, colegiul Sadoveanu. Bun, acum nu știm noi exact fiecare aceste trasee și prea puțin ne interesează. Ne interesează să avem căldură și apă caldă la prețuri cât mai mici și toate lucrurile astea să fie eficiente, ca să înseamnă prețul cât mai convenabil pentru cetățean. Pe de altă parte, domnul primar, prin programul dumnealui, spune că e o problemă la RGCL, că este aproape în prag de faliment, o datorie de 30 miliarde, dar iată, pe de altă parte, cei de acolo fac investiții. Lucruri care se bat cap în cap. Deci, ceva, cum ar spune, cred că Hamlet, nu? Ceva e putret în Danemarca, sau ce ne spunea expresia asta, nu mai țin minte. După Țânțar, primăria, e o altă știre, după Țânțar, primăria se luptă cu omizile și căpușile. Primăria municipiului Pașcan face dezinsecție împotriva omizilor și căpușilor. Decizia vine după ce inspectorii Direcției de Sănătate Publică au transmis o adresă către municipalitate, prin care au informat că pe cei responsabili că trebuie întreprinse acțiuni de dezinsecție pentru căpușe și omizi. Bun, nu mai spunem noi câți bani au, că nu e treaba noastră, doar din punct de vedere al cetățeanului, al omului care merg și eu aproape în fiecare seară, copii în parcul din zona Casei de Cultură, acolo în piața Sadoveanu, vă pot spune că dezinsecția pe care au făcut-o până acum autoritățile publice este ineficientă. Este plin de țânțari în acea zonă, stimați telespectatori. Iar dacă auziți domnilor de la administrația locală, de la primărie, cei care vă ocupați de acest lucru, vă rog veniți și verificați sau demonstrați-ne că dezinsecția pe care ați făcut-o a fost eficientă. Și vă spun eu că dacă mergeți acolo, îi rog și pe colegii mei într-o seară, dacă au timp după program, sau să meargă să ia interviuri la ora 8, 7:30, 8 pe teren, să vedeți și dumneavoastră la televizor câți oameni se plâng de această problemă a înțepăturilor insectelor și în special a țânțarilor. E bine că primăria, iată, de fapt sub rugămintea sau cum să zic eu, la insistențele Direcției de Sănătate Publică, o să se lupte și cu omizile și căpușile. Un lucru care nu ne displace să vedem o astfel de luptă, să vedem copaci curați fără acel păienjeniș. Omizile sunt foarte periculoase prin faptul că au un praf, au ceva care dacă scade pe piele, îți arde pielea. Iar căpușile știți foarte bine că poate să transmită boala aceea periculoasă Lyme, o boală care te poate face invalid sau te poate chiar omoră. De aceea, încă o dată insist, poate mă aud și colegii mei de la newspașcan.com, mă aud domnii de la primărie, știu că aud prin intermediul celor de la BTV. Mergeți, vă rog, la ora 7-8 seara, stimați domni, mergeți acolo în piața Casei de Cultură, în piața Sadoveanu, să vedeți cum toată lumea se plânge de existența țânțarului. Și atunci, poate vă gândiți să mai faceți câteva, ședințe de dezinsecție în acea zonă și nu doar acolo. O altă știre, strada Stadion este închisă, poliția locală face recomandări. Bun, asta e pentru zilele orașului, nu ne interesează, o să vedem ce o să fie. Scandal în primăria Pașcan, iată o știre de pe bitv.info, deci de la concurență. Mai apelăm și noi la ei, că dumnealor au un fir direct, se pare, cu cei de la administrația locală și știrile bune sau știrile așa mai, la care nu avem noi acces, dumnealor imediat le dau.
Scandal în primăria Pașcani între unii funcționari ai instituției. De când organele de anchetă caută tot mai mult prin actele administrației locale, salariații nu mai au liniște. Cu sau fără motive, tuturor le este frică să nu fie acuzați, anchetați sau trimiși în judecată și suspendați din funcție, așa cum au pățit-o deja colegii lor în dosarele Agrocomplex și pe la Neagră. Mai mult, au început să se reclame între ei pe motive mai mult sau mai puțin concludente. Din afară, se pare că se dă o luptă între tabra pro și cea contra primarului Dumitru Pantaze, înainte, dar mai ales după alegerile locale. Ultimul conflict este cel de zile trecute între șeful Serviciului de Asistență Socială și primarul municipiului. Adrian Haric a făcut o sesizare la ANAF pe motiv că a rămas fără atribuțiile de control financiar preventiv, pentru care primea un spor de 25% din salariu. Ce se întâmplă? Eu v-am citit știrea aceasta ieri, parcă ieri v-am citit-o, dar am vrut să vedeți cum se poate înclina balanța interesului și cum se poate manipula opinia publică. De fapt, dumneavoastră, manipularea dumneavoastră, până la urmă, vă spun fără jenă, de către unii sau alții. Nu zicem că noi aici, poate unii consideră, ceilalți consideră că facem noi manipulare, așa cum noi considerăm că ei vă manipulează. Dar un lucru e clar, se întâmplă ceva în primărie. Întotdeauna știți cum e vorba aceea. Frate, frate, dar brânza e cu bani. În momentul în care domnul Hariga i s-a luat viza de CFP, adică controlul financiar preventiv, iată că a ieșit un scandal, nu că e normal. Un spor de 25% la salariu este imens, foarte puțin. Oameni reușesc acest lucru, fie că sunt în învățământ, în mediul privat nu există o astfel de bonificație, dar în mediul bugetar, la stat, există și atunci apar aceste contre. Manipularea există sau constă în faptul că noi de la nispașcamp.com v-am prezentat situația în sensul că nu e normal să te răzbun pe un funcționar pentru că ți-a stricat ție niște afaceri. Da? Domnul Hariga s-a opus achiziționării sau semnării de vizul acela de achiziționare a unor aparate de aer condiționat. Iar pe de altă parte, iată de aici cei de la BTV Plus, vă spun că domnul Hariga, de fapt, din invidie și din zgârcenie, ca au spus, sau ceva de genul ăsta, nu? În momentul în care i s-au luat din bani, atunci domnul a fost nemulțumit și a făcut o sesizare la ANAF. Eu cred că lucrurile stau așa cum le-am spus noi. E normal să nu te faci de râs în fața propriei conștiințe, să ai conștiință atunci când gestionezi banul public și nu este normal ca edilul, șef sau cineva din primărie să dea o directivă prin care să se achiziționeze aparate de aer condiționat la firma X, nu știm, nu avem nicio dovadă, nu avem nicio dovadă să spunem, domnule, firma la care s-a luat aparatul de aer condiționat, e o relație între ea și anumite persoane din primărie. Nu avem o astfel de dovadă, dar ca și principiu. Nu poți dumneata ca șef să te duci la un funcționar public să-i spui, bă, eu am achiziționat aparatul de aer condiționat, iar tu semnează pentru ele că sunt la cel mai bun preț, sunt ok și nu știu ce. Iar domnul Hariga a refuzat. Și mie mi se pare că aici domnul Hariga a avut conștiință și a fost un funcționar corect. Pe partea asta, la altă, v-am spus unde apare manipularea. Cei de la BTV.info spun de fapt că domnul Hariga din invidie, da? Și din zgârcene s-a simțit lovit în propriul interes financiar și atunci a depus o plângere la ANAF. Bun, acum o să stabilească cei de la ANAF sau la Curtea de Conturi, eu știu care, vor stabili dacă lucrurile acolo s-au petrecut în mod legal. Până la urmă e vorba despre banul public și aici toți funcționarii trebuie să aibă conștiință și să-și facă îndatoririle așa cum le cere legea. Hai să vedem dacă mai găsim ceva interesant. Vă spuneam aseară, da, haideți ca să nu uit despre știrile de aseară, despre faptul că domnul Marius Bostan, ministrul comunicațiilor, atunci la Iași, într-o conferință la Iași, a dat un răspuns unor interpelări venite din sală și a ridicat o anumită problemă a salarizării învățământ, spunând următoarele. Zice, unii profesori pur și simplu își bat joc de meseria lor și spun că au salarii mici. Domnule, merge acasă, dă-ți demisia, dar nu-ți bat joc de viitorul copilului. Justificarea că am un salariu mic e o imbecilitate. Am salariu mic, îmi dau demisia. Mă apuc de altă muncă dacă nu-mi place meseria asta. Această declarație a ministrului comunicațiilor Marius Bostan a pus pe jar, a inflamat destul de mult mediul Ministerului Educației, tot ce înseamnă sistem de învățământ. Iată cei de la
Academia Cațavion, cu stilul lor de sarcasm obișnuit, au scris acest articol intitulat Falsele pudori ale educației sau cum ar trebui să-și ceară scuze ministrul Bostan pentru că n-a spus tot adevărul. Și haideți să vedem ce n-a spus ministrul Bostan despre sistemul nostru de învățământ. Și spune, vă dau câteva aspecte. Despre competența profesorilor, spun cei de la Academia Cațavencu. Rezultatele examenului din sesiunea iulie a bacalaureatului 2012 au fost dezastroase, promovabilitatea fiind la nivelul național de doar 43% sub așteptărilor celor din învățământ. În 2014 lucrurile au mers și mai prost. Hai să vedem altceva. Iată să citesc totuși ce au scris băieții ăștia. Potrivit legislației în vigoare, în învățământul liceal se pot înscrie și elevii care obțin medii sub 5 la evaluare națională. Astfel, în unele licee din toată țara, s-a intrat și anul acesta cu medii mai mici chiar de 3. Originile acestei realități sunt în 2009, când a fost introdusă evaluarea națională, al cărei note sunt luate în calcul la intrarea în liceu fără examen. Măsurile luate acum 5 ani au avut, potrivit inițiatorilor, un rol social. Niciun copil să nu rămână pe stradă și chiar cu note de 2, 3 sau 4 să fie admis în liceu. Cum se traduce în cifre astăzi acest rol? După prima repartizare computerizată, peste 15.000 de elevi au fost admiși la liceu cu medii sub 5. Ei, stimați telespectatori, bine spun cei de la Academia Cațavencu. 15.000 de elevi au fost admiși la liceu cu medii sub 5. Probabil, cei care vă uitați la mine, sunteți undeva de vârsta mea, puțin sunt mai tineri ca mine, majoritatea sunt mai în vârstă ca mine. Vă aduceți aminte cum era examenul la de intrare la liceu pe vremea noastră? Cât de strict? Cum poți să permiți tu ca manager, ca ordonator de credit, ca ce vreți dumneavoastră, ca minister, să permiți intrarea în liceu a 15.000 de elevi cu medii sub 5? Despre ce calitatea învățământului vorbim noi? De aceea, ministrul Bostan, din acest punct de vedere, nu a greșit, ba din contră, a zis lucrurilor destul de pe nume. Iată, un alt punct atins în această remarcă a ministrului, despre cinstea profesorilor. În toată țara au fost investigate rețele de profesori care au fraudat examenul de bacalaureat. În Ialomița, Aratulcea, Gorj, s-au pronunțat sentințe de condamnare pentru profesori și păgari. Numai în Ialomița au fost anulate în 2015 100 de diplome de bacalaureat obținute prin fraudă. Și acum iată încă un aspect relatat de către cei de la Academia Cațavencu despre învățământul gratuit. Deși prin lege învățământul este finanțat de stat, în realitate părinții sunt cei care acoperă lipsurile din educație. Fie că vorbim despre cei mici, din clasă pregătitoare sau elevii din gimnaziu, listele lor de cerințe sunt lungi și costisitoare. Învățătorii și dirigenții cer de la rechizite și materiale didactice până la DVD-uri imprimate și calculatoare. Materialele didactice, electronicile și produsele de igienă costă în jur de 1.000 de lei de familie pe an. Nici măcar manualele, care sunt gratuite teoretic, nu există, iar părinții trebuie să le cumpere. Aici intervine o altă mafie, auxiliarilor și a revistelor școlare, pe care profesorii le vând contra unor comisioane. Cine cumpără sau cine nu cumpără este taxat la notă. E o realitate pe care am întâlnit-o și eu chiar în facultate. Da, spune în încheiere cei de la Academia Cațavencu, ministrul Bostan ar trebui să-și ceară scuze, dar nu pentru că a mințit, ci pentru că nu a spus tot adevărul. Acesta este adevărul, stimați telespectatori, și dumneavoastră l-a simțit și încă îl simțiți cei care au copii la școală pe propriul buzunar. Până data viitoare, adică până mâine după amiază, vă doresc ca banii să nu vă plece așa rapid din buzunar și să ne auzim cu bine mâine seara. La revedere!